În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși! Iată că ne întâlnim anul acesta, și în a treia zi de Crăciun, dar totodată și în duminica de după Crăciun. Dacă o să vă uitați în calendar, este o situație cu care nu ne prea întâlnim, da? De obicei. Este și ultima duminică din anul 2020. Ei bine, astăzi ne despărțim de sărbătoarea Crăciunului. Dar chiar dacă ne despărțim de această sărbătoare, noi putem purta uh, atmosfera Crăciunului tot anul în inima noastră. Putem să avem părtășie cu pruncul Iisus tot timpul. Să-i dăm voie lui Iisus să fie și în inima noastră, Stăpân, cum am vorbit ieri la predică. Ei bine, dacă tot ne despărțim, de sărbătoarea Crăciunului. Ce luăm cu noi? Ce ducem cu noi mai departe? Și vreau să vă pun la suflet două învățături importante pe care sper să le putem lua cu noi și să le aplicăm în fiecare zi a vieții noastre. În primul rând, astăzi învățăm ceva de la Iosif și de la Maria. Ce învățăm? Că ei și-au sacrificat confortul și au sacrificat tihna ca să-L scape pe Isus de la moarte. Pentru că Irod, în nebunia lui, dorea să omoare pe pruncul Isus. De ce? Pentru că el se temea să nu-i fure cineva tronul. El își imagina că, nu știu, pruncul Isus la două luni deja o să stea pe tron în locul lui. Ce nebunie! nu e așa? Și în în pornirea aceasta, îl vedem pe Irod că omoară o grămadă de prunci în jurul în Betleem și în jurul Betleemului. Și din cauza aceasta, Iosif și Maria își sacrifică confortul de dragul lui Hristos. Ei bine, dragii mei, și noi, pentru că îl iubim pe Iisus Hristos, ar trebui să ne sacrificăm confortul și să-L slujim pe Iisus Hristos, pe care îl iubim atât de mult. Mi-am adus aminte de o întâmplare frumoasă cu un profesor care la un moment dat întreabă pe copii ce vreți să deveniți când veți fi mari. Și la care unul din copii zice, eu vreau să devin doctor veterinar pentru că iubesc foarte mult animalele și vreau să le, să le tratez atunci când sunt bolnăvioare fiecare zicea că vrea să devină ceva, câte ceva frumos în lumea aceasta. Acum fac o mică paranteză. Din păcate, tinerii de astăzi, dacă îi întreb ce vor să devină când vor fi mari, nu mai știu. E atâta confuzie în mintea lor și atâtea, atâtea probleme. Ei sunt taxați numai pe lumea de acum, pe problemele de acum. Ei nu mai știu să se gândească la viitorul lor. Și e mare, mare păcat. Dar pe vremea noastră, că deja vorbesc și eu ca, o, ca un om în vârstă, așa era, da? Când întrebai un copil, el știa ce vrea să devină când va fi mare. La care se duce la cel mai mic din uh, acel grup de copii și îl întreabă, tu ce vrei să devii când vei fi mare? Și copilul răspunde, eu m-am născut ca să-i aduc bucurie lui mama. Gândiți-vă ce misiune fantastică avea copilul acela. El s-a născut pe pământul acesta nu ca să devină neapărat doctor sau pompier sau alte, ci ca să aducă bucurie mamei lui. Ei bine, gândiți-vă că aceasta este menirea noastră a creștinilor. Noi ne-am născut pe pământul acesta ca să-i aducem bucurie lui Dumnezeu și să aducem bucurie celor din jurul nostru. Pentru că în sofonie. Capitolul 3 cu, 3, cu versetul 17, ni se zice așa: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, aici este Dumnezeu, în mijlocul nostru. Ca un izbăvitor puternic, El se va bucura foarte de tine și, în dragostea Lui, va tresalta și va cânta de bucurie pentru tine. Vedeți ce face Dumnezeu în fiecare zi vis-a-vis -vis de noi? Se bucură de noi. Noi de multe ori ne gândim, l-am dezamăgit pe Dumnezeu. Sigur e supărat pe mine. Am atâtea păcate încât nici nu îndrăznesc să mai privesc în sus. Dar Dumnezeu se bucură de noi, pentru că suntem copiii Lui. Ce-ar fi dacă și noi, creștinii, ne-am lupta să fim asemeni lui Iosif și Maria, să îi aducem bucurie lui Hristos, să ne sacrificăm confortul pentru ai aduce un zâmbet pe fața lui Dumnezeu. Uitați, care este de fapt realitatea? De fapt, realitatea este următoarea, că noi nu prea facem lucrul acesta. Și într-o priceaznă frumoasă, este surprins perfect acest adevăr. Priceaza se numește O iartă Doamne Sfinte. <coughs> Și spune așa, O iartă Doamne Sfinte, Atâtea rugăciuni, prin care îți cer doar pâine și pază și minuni. Că ce-am făcut din tine adesea, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia Ta, își cer, își cer într-una să faci Tu voia mea. Gândindu-mă că dacă îți... Îți îți cânt și te slăvesc, am drept să-și cer într-una să faci tot ce voiesc. O, iartă în felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta. Nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga, e să doresc în toate să fie voia ta. O, câtă bucurie i-am adus lui Dumnezeu. Dacă am fi în stare mereu să-i zice lui Dumnezeu, Doamne, facă-se voia ta cu mine. Astăzi vreau să te slujesc. Vreau să fac ceea ce tu vrei. Și atunci vom avea un Dumnezeu care se bucură de noi, da? Și a doua învățătură pe care vreau să o luăm da. cu noi, astăzi când ne despărțim de sărbătoarea Crăciunului. Faptul că Dumnezeu a venit să aducă pe pământ pace. Dar pentru a se instaura pacea pe pământ, contează și ceea ce facem noi. Țineți minte ce vă zic, da? Să știți că de mult, tare de mult, oamenii se închinau la un zeu pe nume Marte. Poate ați auzit de zeul acesta, este zeul războiului și al dezbinării. Și noi astăzi râdem de ei. O, oh, ce oameni Neînțelepți erau, cum se închinau ei la statui, da? la statuia lui Marte. Dar să știți că totuși, totuși și astăzi lumea trăiește într-un necontenit război. Chiar dacă cele două războaie mondiale au trecut și au făcut mari, mari, mari uh, dezastre aici pe pământ, da, totuși oamenii încă se urăsc și își fac rău unii altora. Aici e războiul, să știți. Faptul că eu nu pot vorbi cu tine, faptul că tu nu poți vorbi cu mine, faptul că noi pe stradă când ne întâlnim nu ne mai întâlnim cu bucurie, nu mai avem dragoste unii pentru alții. Aici trebuie cred că să lucrăm, să insistăm asupra acestui detaliu. Chiar dacă suntem în perioada aceasta în care ci că trebuie să păstrăm distanțare, da? totuși să nu fim distanțați, sufletește unii de alții. Da? Să se vadă acolo de după mască zâmbetul când ne întâlnim unii cu alții. Pentru că dacă suntem triști, ne respingem unii pe alții, unde ajungem? Va mai fi pace pe pământ. Vă spun eu că nu va mai fi. Vom fi tot mai singuri și tot mai triști. Și trebuie să facem ceva în acest sens. Și când te gândești că Hristos a venit pe pământ cu gândul împăcării. El a vrut să instaureze pacea, pacea cu Dumnezeu și pacea între miliardele de oameni care suntem astăzi. Să știți că poporul român este un popor care a creat și care cântă cu plăcere colinde. Și lucrul acesta este foarte bun. Să, să mai știți că nu toate popoarele din lumea aceasta cânte colinde, da? Noi suntem unul dintre puținele popoare care totuși Cântăm. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, știți oare cine a cântat primul colind? Haideți că v-am mai spus poate cu altă ocazie. Primul colind l-au cântat îngerii. La nașterea lui Hristos. Ce s-a întâmplat? Erau niște păstori pe câmp, își, își, își duceau turmele la, la păscut și la un moment dat, noaptea, apar o ceată de îngeri Cerul se luminează, păstorii cad jos și se uită și văd și ascultă primul colind cântat pe acest pământ, care zice în Luca 2 cu 14 așa, Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu! Și pe pământ ce? Pace! Și între oameni ce? Bună voire! Vedeți în ce constă textul primului, primului colind? Să ne avem bine unii cu alții. Să ne ajutăm, să ne iubim, să ne tolerăm, să ne. nu știu, să ne suportăm unii pe alții, da? Să fim în stare să dăm mâna sau pumnul unul cu alții, da? Nu să uh, ne dezbinăm tot mai tare. Hristos a venit în lume ca un copil al păcii. Dar pacea nu s-a așezat în inimile oamenilor. Din păcate, ei continuă să se războiască unii cu alții. Și, din păcate, răutatea să știți că se manifestă chiar și în bisericile lui Hristos. Ceea ce nu este bine, pentru că biserica trebuie să fie cunoscută în, în întreg satul și în întreaga lume ca o comunitate de oameni care se iubesc, care se ajută reciproc, care se înțeleg și se sprijină unul pe altul. Da, Uitați ce, ce problemă avea chiar Sfântul Pavel cu biserica din Galatia, că zicem apă numai astăzi îi să vă zic eu, dintotdeauna a fost așa. Pentru că pentru pace trebuie să luptăm. Uitați ce scrie Sfântul Pavel Galatenilor în 5, 13 până la 15. Căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate. Numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire. Căci toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt: în acesta: iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum uitați realitatea din Biserica Galatiei. Iar dacă vă mușcați unul pe altul și vă mâncați, vedeți să nu vă nimiciți voi între voi. Acum fac o mică paranteză. Ce, dacă Hristos este păstorul nostru, da? ce suntem noi? Oile, da? turmei lui Hristos. Dar pe dumneavoastră ați văzut vreodată oaie care să muște Aici vedeți că ne prezintă Sfântul Pavel o, o specie de creștin care mușcă. Nu este bine să ne mușcăm unii pe alții. De Crăciun trebuie să instaurăm pacea între noi. Să ne înțelegem, să ne vizităm. Nu să zicem, nu mă duc la ăla că-și certat cu el. Ba nu, mă duc la el și când și-o colindă, da? Și să vezi ce mă împac eu cu el și o să mă înțeleg bine în anul 2021 cu el. Acum, Totuși mie mi-ar plăcea să fie ceartă în biserica noastră, da? Ca preot vă zic. Îmi place, mi-ar plăcea foarte tare să vă văd certându-vă unii cu alții. Dar în ce sens? Fiți atenți. În sensul următor. Zice că la un moment dat, la împăratul Solomon, au venit doi oameni care mai mai că se băteau în fața lui. Prinși unul de gâtul altă. Băi, Păi, te nu te mai suport. Și așa, amândoi abia au, au putut fi despărțiți de soldați și întreabă împăratul Solomon: Cei cu voi mă ce să vă certați în halul ăsta? La care vorbește unul dintre ei: Păi, mărite împărate. Hai să spun care e problema. Omul ăsta, de lângă mine, mi-a vândut un teren. Și eu am cumpărat terenul acela. Dar când m-am pus să-l lucrez am văzut că în pământ am găsit o comoară. Și eu am luat comoara și am dus-o lui înapoi. Că eu am cumpărat doar terenul, nu și comoara. La care omul celălalt zice, nu e adevărat împărate. Păi dacă i-am vândut terenul, înseamnă că i-am vândut terenul cu tot ceea ce exista pe el. Eu nu știu că e comoara, dar dacă am vândut, mie mi-e frică de Dumnezeu să-i cer comoara înapoi. Și o să băteau ei acolo și se certau din cauza asta. Era și împărăteasa din Seba, acolo. O împărăteasă care a venit la împăratul Solomon pentru că îl aprecia foarte mult și îi prețuia înțelepciunea lui. Și ea stătea și se uita și se gândea ia -i să văd cum va reacționa împăratul. La care împăratul, care era foarte uh, inspirat de Dumnezeu, zice, măi, stați un pic, stați un pic, aici e o ceartă așa uh, neobișnuită, Da? Ia să-mi spui tu, tu ai vreo fată? Păi am, am o fată, tu ce ai? Păi am un băiat. Păi simplu, hai să-i căsătorim unul cu altul și le dăm lor comoara. Și am un păcat și pe unul și pe altul și sunteți fericiți amândoi. Pleacă oamenii fericiți, îmbrățișați în fața regelui, bucuroși că li s-a rezolvat problema. Și vine împărăteasa și zice, măi, dar voi astfel de certuri aveți în poporul vostru. Păi da, noi ne certăm la care să fie mai bine. Nu mie să -mi fie bine, ci ție să -ți fie bine. Și de acolo pornesc nou la noi certurile. Dar la tine cum ar fi fost? Păi la mine, dacă veneau doi de ăștia așa să se certe, sigur nu se certau că să-și dea unul altuia comoară, da? Se certau care să o ia. Și eu aș fi decis să le tai capul amândoi și luam eu comoara. Vedeți ce fel de certuri ar trebui să fie în Biserica lui Hristos? Ție să-ți fie bine. Tu să ai prioritate, nu eu. Și de acolo vă, vă garantez eu, va fi pace pe pământ. Cu ce ne despărțim de sărbătoarea Crăciunului? Cu gândul acesta: să aduc bucurie lui Dumnezeu în următoarea perioadă, să-l fac pe Dumnezeu să zâmbească și, doi, să fac ca în jurul meu să fie pace, să mă smeresc în fața celui din fața mea. Tu ai prioritate, tu ești mai important tu să fii primul și eu după tine. Și atunci vă garantez eu, nu vor mai fi certuri între noi. Amin. Iubiții mei, numele meu este Grațiela și aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii ale acestui clip. De asemenea, vă invit să vă abonați la canalul Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu toate noile postări ale canalului. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.